partenerii emisiunii Oasis Shopping Mall, Babyliss, MAC, genți și accesorii, Pharmaceris. Ma, de asta ai spus că e șocant? Acolo, acolo. În oglindă, în oglindă. Wow, mă dragă! E o transformare chiar radicală. Nu mai avem nevoie de această rochiță, nici nuanța nu vi se potrivește. V-ar sta un albastru sau un verde, culorile mai închise. Astea care sunt pastelate și vă șterg, nu avem nevoie de ele. Știu că v-a fost greu. A fost greu, într-adevăr. Pentru că ați avut o pierdere. O pierdere și asta se resimte. Și ați avut o pierdere legată de mama. Нету страха, да? Nu, нет. Ой, жаль, а то было бы интереснее у нас. Если был бы какой-то страх, мы бы точно взяли наоборот. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit într-o nouă săptămână, madam. Suntem tot aici la Oasis Shopping Mall, unde am venit să stilizăm cele trei ținute pentru participanta de astăzi. Astăzi o avem pe doamna Elena, care este educator, și vom avea de ales câteva ținute stilate. Participanta de astăzi este Elena. Activează în calitate de educatoare la o grădiniță din capitală și are o poveste frumoasă care vrea să fie auzită. Mă numesc pe Elena, am 54 de ani, sunt educator la grădiniță, aici în municipiul Chișinău. Am aflat de emisiunea asta tot de la niște cunoștințe. Îmi place să experimentez în deopște, că toată viața noi cât trăim, noi învățăm câte ceva și să nu ne pară rău că s-a plecat din viață și n-am reușit. Trebuie și una și alta de încercat. Eu așa s-o cot că viața este mai interesantă în planul acesta, dar când stăm numai în confortul nostru și nu... Adică nu încercăm diferite variante care n-ar fi, eu s-o cot că e cel mai interesant. Noi am ascultat istoria și suntem gata de marea schimbare. Că vreo 2 ani urmă, pur și simplu chiar l-am frezat foarte scurt. A fost o tragedie, mama mea a decedat și eu nu puteam să depășesc. Și nu știu cine din colegi a spus, ea încearcă și tai. Doar tot noi suntem legați energetic, tot. Și într-adevăr mi s-a ușurat parcă. Și pe parcurs iar și în timp de 2 ani el a crescut. Da, sunt pregătită să încep transformarea. Am cunoscut-o pe doamna Elena, o doamnă deosebită, cu o vârstă de 54 de ani, dar arată foarte bine și are foarte mari speranțe în continuare să-și îmbunătățească imaginea, așa că se află în locul potrivit pentru a se transforma. În spatele camerelor noi am discutat despre ce i s-a întâmplat în viață, cum a trecut peste crize și urmează să discutăm cu ea cum poate în continuare la această vârstă, după ce a devenit mamă, după ce deja și-a făcut o carieră frumoasă, să se bucure de lucruri simple, de lucruri absolut mărunte, dar care îi pot transforma sufletul în bucurie continuă. Bună ziua, doamna Elena! Bună ziua. Doamna Elena, mi-ar place să facem cunoștință cu dumneavoastră și chiar dacă noi am avut discuția în spatele camerelor, eu vă propun, cu ajutorul clepsidrei, timp de un minut, să ne povestiți despre dumneavoastră ca personalitate. Mă cheamă Elena, am 54 de ani, sunt născută în orașul Chișinău, sunt una la părinți am fost, am absolvit grădinița, școala, 57, sectorul botanică, apoi mi-a plăcut tare să devin actrisă. Dar tata, știți cum, pe vremea aceea, în anii 80, spune, mai gândești tu. M-am gândit, eu totuși îmi plăceau tare copii de mici, într-adevăr. Eu la rude, când aveam, mă ducem la mamă în părțile orhiei, la tata, aveau copii mici și mulți au observat chestia asta. Zice, de ce nu te duci în pedagogie? Mama mea tot activa 24 de ani în pedagogie. Parcă așa mi se părea, zic, dar să încerc, el ceva are comun.
actorie, cu pedagogie și cu creativitate, cu arta, în totalmente. Și m-am dus la colegiul pedagogic numele Matievici, a fost la Rășcani, sectorul Rășcani. Am absolvit în 88 și în 89 ne-am găsit un serviciu, nu aproape de casă, tot la pe stradă Grenov și pe urmă în 89 tot m-am căsătorit, am născut doi copii. Căsătoria a fost puțin, undeva la 4 ani, așa pe 94, fetița era mică. Cum ați găsit curajul să divorțați? Am văzut că ceva nu merge, zic, mai bine decât mai bine să dau de la mine, de ce? Eu îi spuneam tot timpul fostului soț, mai bine să, la, da, el spunea, tu te gândești că să rămâi cu doi copii, zic, nu e nimic strașnic, eu o să puteam. Nu vă speriat asta? Nu m-a speriat, cu toate că erau vremuri foarte grele. Da. În primul rând, Uniunea Sovietică s-a destrămat și vine altceva nou. Chiar asta în perioada asta de criză, da? Foarte greu, am avut mare noroc de părinți, de rude, de prieteni. Și el tot cum a vrut să reîntoarcă, dar eu am zis, mai bine caută-ți tu de viața ta, că eu s-o cut, noi suntem tineri, totuși ceva, tu cândva să treacă anii să-ți spui mulțumesc. Vreau, doamna Elena, să ne transferăm la profesia dumneavoastră, pentru că este fenomenal de complicată după mine. Este o profesie în care avem contact și cu cei mici, și cu părinții, și cu administrația, și cu sistemul organizator al ministerului. Ziceți-mi despre profesie, cum ați ajuns acolo? Am ajuns, în primul rând, când m-am dus în concediu de maternitate, că tare am lucrat la grădiniță. Și apoi am activat Academia de Studii Economice la bibliotecă, dar fetița era mică și stam și mă gândeam, o să fie foarte greu. Și m-am reîntors, m-am dus la secția renală, dumneavoastră au spus că la grădiniță 55 sunt locuri și am nimerit întâmplător acolo. Cum? Când am plecat, doamna Valentina Sanicova m-a primit, a spus ea că dacă dorești, clar că trebuia așa, mi-am luat diplomul și m-am dus, și, dar îmi plăceau copiii. Fără chestia asta, dacă nu iubești copii, nici n-ai ce căuta în profesia asta, că pur și simplu copiii sunt. Ei sunt mici și cel mai repede sunt. Pe un om matur poți să-i mai spui acolo ceva, știți, dar o copilul nu. Ori te acceptă sau nu. Da, mi-a fost prima dată foarte greu, în primul rând, că copiii erau mici și trebuia și la grădiniță. Copiii dumneavoastră aveți în vedere, tot erau mici. La alte grădinițe să-i duc drept, că părinții m-au ajutat în timpul ăsta. Dar și trebuie să atrag atenție și aici lanț copii, toți sunt numără cadou acasă, vin fiecare părinte, vine, vă rog frumos, atragem atenție. Și tot timpul mă stăruiam ca copiii să mă vadă cadou o mamă. Să erau copii care și îmi spuneau și mamă câte, oi, scuzați, doamna Leana, mama, iarăși. Într-adevăr că copilul trebuie să simtă căldura asta. El dacă nu simte căldură, el nu, știți, el stă așa și se uită la tine. Și vede, aha, doamna, ce se apropie. Fiecare, la fiecare copil trebuie să cauți cheița. Eu, dacă n-am activat, că din 2018 am stat cu mama, am fost asistentul ei personal și până în 2021 m-am reîntors. E tot a fost o leacă golul ăsta, dar mama și colegii au spus, dacă vrei să activezi, trebuie să te perfecționezi. Și am început, iar și am deschis literatura, iar și am deschis. Știu că v-a fost greu. A fost greu, într-adevăr. Pentru că ați avut o pierdere. O pierdere și asta se resimte. Și ați avut o pierdere legată de mama. Mama a plecat din viață. Da. Și acum o să abordăm cu dumneavoastră o temă, cum schimbările și în special părul v-a ajutat să treceți peste doliu cu mama. Da, la mine cât în 2010, deci, da, tata a fost tare grav bolnav și apă mama și a fost foarte greu. Eram tare atașată, noi trăiam împreună și cu copiii, clar că băiatul ăla s-a căsătorit, a trecut deoparte, dar tot de atașamentul ăsta, când i-a decedat, asta a fost brusc, nici nu m-am gândit. Șocant. Da. Șocant asta, cu toate că omul vârstă, de când i-a mai trăit încă mulți ani. Și deodată, după 8 martie, a stat rău și a plecat în timp de o săptămână. Mulțumesc la medici, au făcut tot ce au posibil, asta e la Institutul Cardiologic. Se vede, că așa mi-a spus medic, așa au fost fie, nu ești divină. Eu permanent mă învinuiam. Da, dacă n-aveam să o duc, da, dacă așa. Mama a dorit tare la spital, eu nu vroiam, dar mă rog. Și medici mi-a spus, eu avut infarct și nu pot să o salveză. Și am avut cât vreo o lună după ce am fost asistent social, nu puteam să-mi revin. Și eu cu colegile trecute de la grădinița 55 țineam legătură. Și mi-am adus aminte diferite cazuri, doar sunt, nu importă că ești educator sau asta, din doar viață. Din viață. Și mi-am adus aminte de o colegă, că ea tot așa a avut o asemănătoare caz, dar la dumneavoastră a fost de doliu, da? De durere. A fost decât la mine.
Ea s-a tăiat pără tot așa, tot a fost la un psiholog și se vede că tot i-a spus acasă, am plecat la o frizerie și mă spun... V-ați tăiat părul. M-am tăiat părul și... V-ați tăiat părul scurt. Scurt, foarte scurt, că de atât asta noi suntem legați tot energetic. Absolut. Și vreau să spun că atunci ați luat un sfat foarte bun. Pentru că atunci când există o criză în viața noastră, când pleacă cineva din viață sau ni se întâmplă lucruri neașteptate, noi trebuie să înțelegem că noi cu siguranță avem putere să mergem mai departe, dar avem nevoie de schimbare, da? De schimbare vizibilă. Și unul din lucrurile cele mai bune care poate să se întâmple este un tăiat de păr, schimbat de haină, schimbat de anturaj, o activitate nouă, o mică călătorie. Da? Deci de fiecare dată când facem o schimbare, de fiecare dată noi parcă reînnoim energia asta a corpului. Și acum sunteți în locul cel mai potrivit pentru schimbări. Aici se pot întâmpla diferite lucruri, inclusiv cu părul, da? Inclusiv cu imaginea. Și vreau să vă întreb ce fel de femeie vă vedeți în viitor apropiat după emisiune. Cum sunteți acolo schimbată? Eu și așa sunt crezută, dar eu sunt încă mai încrezută să fiu și chiar mă gândeam, chiar vorbeam și cu fata mea, eu zic că în primul rând vizual el se schimbă și chiar aș dori. Într-adevăr, că de acum nu ne putem întoarce în trecut. Trecutul, ușa s-a închis și noi trebuie să mergem înainte. Cu toate că multe pierderi, multe au fost greutăți, nu s-au fost așa deodată, presurat atât cu flori, cu trandafiri. Dar eu sunt de acord să am o schimbare, într-adevăr. Că asta mult. Îmi plac călătoriile, îmi place că cu fata voastră, prin România și încolo. Poate nu sunt chiar cine știe însemnate, dar în orice caz schimbă din viața care ai avut-o, deschizi parcă vezi ceva nou, ceva mai. Eu vă doresc să întâmple această schimbare frumoasă și vreau să vă faceți cât mai multe planuri noi în viață, pentru că planurile dau foarte multă vitalitate și energie. Da. Eu m-am bucurat să vă cunosc, doamna Elena. Tot așa mă bucur că m-am cunoscut. Mi-a plăcut foarte mult experiența la psiholog. În primul rând mi-a dat multe sfaturi care eu numai mă gândeam. Știți cum, singur tu studiezi, dar totuși când vorbești cu o persoană profesionistă, e mai ușor să iei mai multe decizii. Îi mulțumesc că mi-a sfătuit mai multe. Vă salut, dragă echipă! Mult de lucru avem astăzi. Ana, te-ai odihnit, te-ai relaxat, de astăzi faci treabă sau o trimite înapoi? Nu, da, eu atrabatul 8 martie, после 8 martie, și azi na Pascu, căroci, eu stau și oci. Работаем быстро. Astăzi avem foarte mult de lucru. Știi de ce? Pentru că din toate fotografiile nu am înțeles deloc ce e cu părul participantei noastre, dar îl poartă doar în acest coc. Там нету поинтересней? Нету. Что вам сказать? А в объем будем делать однозначно. Я думаю, что там очень длинные волосы, и поэтому мы их уфоротим по плечи. Да, не максимум, по плечи. Это будет для начала... Для начала будет. Это для начала. Просто, а конца не будет. Am înțeles. La haine, la capitolul haine, nu știu ce să comentez, pentru că am exact două fotografii în ancheta pe care mi-o trimis-o. De asta vă zic, fetelor, atunci când vă programați în proiect, expediați mai multe, 10, 15, cu machiaj, fără machiaj, cu coafură, fără coafură. Cu părul așa, cu așa, și e ca așa. Da, noi să înțelegem ce să facem. Eu din aceste fotografii văd doar un costum tradițional unde nu am ce să comentez și o rochie care se vede în stil portret, nepotrivită, neactuală și cu siguranță va merge la gunoi dacă o văd în garderobă. Altceva, Ana? Și la capitolul machiaj nu pot să comentez foarte multe. Îmi place că totuși doamna Elena este îndrăzneață. Deci aici vedem buze roșii. La vârsta de 50+, totuși doamnele se tem să pună accent pe buze, ne mai vorbim de culoarea roșie. Aici vedem o nuanță de roșu. Ce nu-mi place sunt aceste pete maronii, care ar trebui mai mult atenție să le acorde, deci trebuie să folosească și un anticearcăn neapărat. Eu aș zice că mai bine optăm pentru un anticearcăn în cazul doamnei Elena decât ruj. Da, și deja cumva luminează tenul ochii, pentru că are ochii înfundați și aceste pete maronii respectiv îi îngreunează privirea. Altceva nu prea multe pot să comentez. Și sprâncenele. Îmi plac, deci se vede că are o formă naturală frumoasă, deci sunt stufoase. Ceea ce trebuie aduse într-o formă potrivită, care să-i se potrivească după tipaj și după forma feței.
În rest, rămâne să o văd ca să pot să comentez mai mult. Iată, aici avem un ruj roz, am zis că... Deci îi plac culorile. Îi plac culorile, dar acest roz nu îl folosim. Deci aici ar trebui să fie sau un roz mai pastelat, sau un roz mai aprins, dar spre vișiniu, să spunem, nu într-un roz din ăsta de păpușă, deci pentru că nu mai este actual. Acest ruj cu această rochie, cu siguranță nu merg în etapa următoare. Și nici siguranță. Acest păr. Da, Victor, ne apucăm de treabă? Yes. Hai, ne apucăm. Produsele made in Polonia Pharmaceris pot fi aliatul tău numărul 1 pentru o rutină de îngrijire corectă. Fie că ai un ten sensibil, alergic, care suferă de rozacee sau chiar acnee, produsele Pharmaceris are pregătite mai multe linii de îngrijire și tratament pentru orice tip de ten. Alege în fiecare zi Pharmaceris. Analizând tenul ei, am observat că are cupe roze destul de pronunțate, fapt cu care nu a lucrat absolut deloc pe parcursul vieții. I-am efectuat o procedură de peeling chimic, de această dată am ales un acid lactic destul de superficial, care să lucreze cu o regenerare și puțină luminozitate să-i ofere, pentru că tenul dumnei are nevoie de acest lucru. Am utilizat produsele dermatocosmetice din gama Pharmaceris. De această dată am ales produsele pentru un ten foarte sensibil și totuși pentru un ten cuperozic. Îi recomand să aibă mai multă grijă de tenul ei, să utilizeze creme cu factor de protecție solară, să aibă în rutină creme hidratante, nutritive, creme cu vitamine, să nu uite să lucreze cu aceste manifestări de cupe roză, pentru că dacă nu se amelioreze situația, o să ducă spre rozacee. De aceea sfatul meu este să utilizeze din gama Pharmaceris produsele Neocapillaris. Aceste produse sunt special pentru cupe roză și rozacee. Mulțumim că ne-ați primit în garderoba dumneavoastră. Până a deschide șifonierul, vreau să-mi povestiți mai multe despre ținutele vestimentare pe care le purtați, dacă cumpărați des articole și cum vă îmbrăcați mai des, în pantalon, în fustă, în rochie, ce preferați? Mai mult prefer pantalonii, deci că mi-e mai comod și la serviciuri, chiar și când plec și la un oraș, mi-e mai comod. Rochile așa, la evenimente, când mai am plec, mai mult vara port, așa. Vă îmbrăcați diferit stilul pe care îl aveți la grădiniță și în afara orelor de muncă sau purtați același stil vestimentar? Nu, da, același stil, cam okay. Da. Ca să înțelegem, pot să deschid, da, da, putem să ne uităm ce aveți aici. Așa, aha. Eu am văzut și am tras cu ochiul la această rochiță care mi-a plăcut tare, tare mult. Presupun că este croită la comandă, da, pentru că da, de obicei astfel de rochii e un stil vintage, cei ce purtau și bunicile noastre, un stil ale anilor 60, o rochie care îmi place tare mult și ca nuanță, este potrivită pentru tenul dumneavoastră și pentru figura pe care o aveți. Cu ce încălțări o purtați de obicei? Sau cu pantofi sau cu... mai mult cu pantofi, că tare e de toamnă, știți, primăvară. Puteți să o încadrați și la o pereche de ciubote, o să stea tare bine și cu un trench mai lung, așa cum v-am mai spus din sfaturile de după culise. Am văzut ceva care aș vrea să vă întreb la fel, cu ce o asortați și cum purtați această E rochie de vară, tot așa, mai mult cu pantofi sau cu încălțăminte de vară. Nu este neapărat greșită această rochiță, pentru că florile mășcate vi se potrivesc. Dar sfatul și recomandarea mea este să o asortați la fel cu un sacou, din nuanțele pe care le aveți aici. Fie că este alb, fie că este albastru, ca să mai ștergem un pic din ornamente. Dar în principiu nu este rău. Îmi place că puteți să vă jucați cu nuanțele și aveți multe și de toate. Hai să vedem și aici câte ceva din ceea ce avem. Iată o rochie la fel, potrivită,
pentru că e o rochie violetă, o rochie care se poartă și în această perioadă, nu neapărat este nuanța dumneavoastră, violetul. De asta eu aș vrea tare mult să renunțăm încet, încet la ea, dacă chiar și o purtați, atunci să fie neapărat cu ceva negru. În această ordine de idei, nu. Renunțăm, o aruncăm și cumpărăm alta. Este rochia dumneavoastră? Purtați așa? Da, vara. Da. Foarte bine, foarte potrivit. Deși, iarăși, atunci când trecem de o vârstă de 45 de ani, nu mai purtăm mâinicile așa. Dar dacă o dozați cu ceva subțire, atunci nu aveți nicio treabă. Chiar îmi place tare mult și lungimea și stofa e bună, e potrivită, o punem la loc. Mai departe, ce avem aici? Asta e rochie de toamnă, e așa, toamna, primăvară, cu mânica lungă. Și cardigan. Da, 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 da. Da, pe viitor eu vă recomand să renunțați la acest print. Da. Mai departe, văd că aveți și cămăși de bază într-o singură nuanță, ceea ce este foarte bine, bluze, pantaloni deschiși. Nu este rău, nu este rău. Deci, dacă am înlocuit această bluză cu una de bază simplă, e mult mai bine, credeți-mă. Nu aveți nevoie de foarte multe. Așa, o rochie, mai văd aici. Asta e rochie când băiatul s-a căsătorit. Am cumpărat-o, dar o folosesc așa. Eu am cumpărat-o, că de ca și în zile Islande o folosesc și la matinee. Când ați cumpărat? În 2014. 2014, suntem în 2023, deci nu mai avem nevoie de această rochiță, nici nuanța nu vi se potrivește. V-ar sta un albastru sau un verde, culorile mai închise. Astea care sunt pastelate și vă șterg, nu avem nevoie de ele. Așa, ce avem aici? Un palton? Da. Așa, e o jachetă, presupun că o purtați cu niște pantaloni deschiși, la fustă categoric sau nu o purtați în cazul în care este scurtă, dar deja nu mai puteți să purtați fuste foarte scurte. Dar la tipul ăla de pantaloni pe care vi l-am arătat, mi-a plăcut tare mult și cu un maieu de bază simplu, atunci o să vi se asorteze și o să vi se potrivească foarte și foarte bine. Mai departe, rochie am zis că e bună. Tot eu... Aha, aici la fel, un sacou. Deci, relativ, dumneavoastră cunoașteți foarte bine că vă stau culorile pământii. Vedeți că alea pe care am renunțat la ele chiar nu vă plac. Ceea ce este bine că nu o să avem probleme și bătăi mari de cap. Asta îmi place și o pată de culoare pe care l-am văzut și mi-a plăcut este acest roșu. Recomandarea mea este să optați pentru un roșu un pic mai stins. Nici asta nu este greșit. Dar dacă îl purtați, atunci neapărat cu alb sau cu negru ca să-l echilibrați. Am încercat, da, da, am încercat alte fata spune, ea încearcă și am încercat că le-a fost la matinee acum, părinte la părinți, la tăi, le-a plăcut, îți așa de bine, într-adevăr. Vă ajută fata la capitolul shopping? Da, 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 foarte mult. Astăzi eu o să fiu în locul fiicii dumneavoastră și dacă sunteți pregătită, ne ducem la shopping. Mergem? Da. Un eveniment de amploare a avut loc la Oasis Shopping Mall, unde am îmbinat utilul cu plăcutul. Crește încrederea în sine cu stil. Ăsta a fost subiectul și masterclass-ul pentru care s-au adunat cele peste 60 de femei din Chișinău. Se întâmplă că avem un eveniment frumos și pentru femei și despre femei și despre senzualitate, eleganță, stil și cum să ne descoperim pe sine cu mai mult stil. Suntem în perioada în care femeile sunt mult mai vizibile și au un impact foarte mare social. Și în dependență de calitatea femeilor și încrederea lor, se schimbă foarte mult mentalitatea noastră, cultura noastră și asta e important, femeile noastre să fie încredute în sine. Primăvara ta poate căpăta alt stil împreună cu Oasis Shopping Mall. Aici poți găsi tot de ce are nevoie garderoba ta. Cu Oasis Mall poți fi stilat indiferent de sezon. Vă salut într-o nouă săptămână și da, dacă e o nouă săptămână avem o nouă participantă. Eroina de astăzi este doamna Elena, are 54 de ani și este educatoare la o grădiniță din capitală. Participa
participanta noastră de astăzi, doamna Elena, tocmai și-a ales prima ținută. Doamna Elena, povestiți-ne un pic de ce ați ales astfel de haine. Am ales de atât că pe parcursul vieții am fost la mulți croitori. În dumneavoastră lor, știți cum fiecare om își are și plusul și minusul sare și ei mi-au explicat că, adică să nu se evidențieze toate cele care le ai, trebuie să le acopere. Și de acum eu, din experiența mea, de acum uitându-mi, am văzut și mi-am ales anume așa. Eu cum mai mult port stilul clasic. Nu-mi dau seama, sunteți și educator la grădiniță. Da, știți cum, trebuie să fim în fața, că să corespundem statutului, că trebuie în fața copilor să fim mereu îngrijite, mereu îmbrăcate frumos, ca copiii, noi doar promovăm la copii frumosul, creativitatea. Văzând, când vine copilul la grădiniță, el prima dată ce vine. Vine să se salute și vede cum educatorul este în bună dispoziție sau nu, și cum este îmbrăcat. Chiar sunt copii, chiar băieți, vin și spun, doamna Lena, dar așa de bine vă arătați azi. Vă îmbrăcați și colorat sau alegeți mai mult non-culorile? Și colorat, îmi place și galben, îmi place să experimentez diferit, îmi place. Îmi place, dar... Câteva experimente pentru dumneavoastră astăzi, dar vreau să știți că nu este greșit. Negru chiar vi se potrivește și dacă îl accesorizați corect și adăugați ceea ce trebuie în ținut, ar putea să arate foarte bine și e foarte scump. Decât să adăugați trei culori care să nu se potrivească între ele, mai bine mergeți pe varianta asta de alb, gri și negru. Îmi place ceea ce ați ales, deși paltonul aș fi vrut să fie un pic mai lung, la fel cu accent în jurul taliei, să vă schițați frumos silueta, dar părerea mea este că aveți nevoie de o lungime mai lungă, pe viitor să știți atunci când achiziționat unul. Ca nuanță și ca modele nu este greșit neapărat, dar vreau să încercăm totuși astăzi altceva, un pic mai tineresc. Pe parcursul interviului că este educatoare și are nevoie de ținute stilate. Eu însă aș vrea să o contrazic aici. Faptul că suntem educatori nu înseamnă că trebuie să ne îmbrăcăm doar în costum clasic. Putem să mixăm ușor și la o pereche de blugi și la o pereche de pantaloni evazați și dacă știm foarte bine cum să asortăm fustele cu cardigane și cu alte elemente casual, atunci putem ușor să scoatem costumul de educator jet-beget alb și negru. Chiar dacă susține că îi plac culorile și le îmbracă, sfatul și recomandarea mea este să se axeze pe non-culorile și pe cele de bază, cum ar fi alb, negru, gri și ivory. Ar putea să accesorizeze ținutele cu ceva colorat, dar însuși ținuta să fie colorată nu cred că ar trebui, pentru că i-ar adăuga vârstă. Așa că eu i-am ales două ținute în non-culorile de bază și le-am accesorizat cu gentuțele de la MAC Gents. Prima ținută este foarte minimalistă, dar și clasică. Am ales o pereche de pantaloni oversize, o pereche de pantaloni care să îi ascundă unele dintre imperfecțiuni. Am asortat-o cu o cămașă oversize și cu câteva elemente de bază pe care trebuie să le avem în garderobă. Paltonul nu am vrut să fie la fel negru ca să o scoatem un pic din zona de confort și am ales unul pe camel. Gentuța roșie este accesoriul care a completat tot acest tablou stilistic. Prima ținută aleasă din Nicoleta îmi pare foarte se asociază foarte bine, tot e ca din stilul clasic, tot cămașa puțin mai mare. A ținută este la fel una simplă, minimalistă, cu elemente elegante, dar și casual, o fustă plisată pe care trebuie să o avem fiecare femeie în garderobă. Ne-am jucat cu un cardigan și cu un maieu de bază, iar bocanii au fost cei care au dat o notă de stil în această ținută, pentru că dacă i-am fi încadrat la o pereche de tocuri, ar fi fost mult prea bizar și simplu. La acești bocani, ținuta arată mult mai frumoasă și mult mai solidă. Gentuța pe verde, la fel, mi se pare că se asortează perfect. A doua ținută a Nicoletei tot a fost aleasă cu gust. Chiar am în garderoba mea tot roche în forma aceasta și îmi place. Și verdele se asociază cu negru și
are gusturi foarte bune, place tare și haina și maioul și fusta și ce este bocanii tot se asociază foarte bine. Și gențile pe care le porți definește în totalitate stilul tău vestimentar. MAC Gents are magazinul pregătit pentru a vă accesoriza orice ținută vestimentară cu poșete stilate și portmonee în diverse nuanțe. Te așteptăm la MAC Gents și accesorii. Am muncit cot la cot toți trei împreună și la final am avut o transformare de 100%. Îmi place tare mult machiajul pe care l-a făcut Ana. E foarte natural și potrivit vârstei. Părul pe care l-a transformat Victor este fenomenal de frumos și, evident, ținuta de All Black e potrivită pentru orice femeie plus 50 de ani. В итоге у нас получилось что-то... Не знаю, я даже не знаю, что комментировать, честно вам говорю. В принципе, было для нее неожиданно, для нас ожидаемо, поэтому в итоге все получилось замечательно. Avem o transformare frumoasă. Doamna Elena a întinerit cu vreo 10 ani și eu tare sper și în viitor să țină cont de sfaturile noastre, pentru că totuși cât face un machiaj bun, o aranjare la păr și hainele potrivite, atunci parcă și dispoziția e alta. De ce, dragi femei, avem grijă de noi, este primăvară. Babyliss are grijă de părul tău. Peste 100 de gadgeturi diverse le poți găsi în magazin ca să-ți aranjezi stilat părul acasă. Pentru păr rebel, creț sau drept, toate le puteți găsi la Babyliss. Ну что, у нас седина нормальная, собранные, как я говорил, длинные волосы, мы их обстригаем однозначно, и у нас хна. То, что не позволяет нам сделать много чего интересного, поэтому будем исходить с этой ситуации и вытворять что-то необычное. Я надеюсь, что для нее это будет необычно. Добро пожаловать к нам. Вы готовы к перевоплощению? Да. Как у вас прошло с психологом? Форте бене. Фосто коллаборатор. Ну, судя по сторисам, то, что Николита выставляла, там даже было, мне кажется, даже немножко весело. Да, 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 форте весело. Так, расскажите, пожалуйста, чего вы боитесь больше всего? Какого цвета волос, какой длины стрижки? В копилерии, в мини копилерии, тут типа фуст скут, фрезат. Мама что мне сказала, врез, пар лунг. Когда мы жили с ним в апе класса, но от начала типа пар лунг. Да, пи пар курс, мой мульт пар лунг, им плача. Так, вот, вот, пар скут, но импорта. Ну, уже я, ну вы теми. Короче, не боитесь вы экспериментов на самом деле. И также в цветах у нас тоже нету страха, да? Ну нет. Ой, жаль, а то было бы интереснее нам. Если был бы какой-то страх, мы бы точно взяли наоборот. Ладно, готовы себя увидеть? Да. Через несколько часов вы будете совершенно другой. Да, да, сдеку. Поехали. Doamna Elena, bună ziua! Vă salut cu mare drag și spuneți-mi care sunt impresiile, cum vă simțiți? Foarte bine! Aveți emoții? Da! Emoțiile sunt absolut sănătoase și normale, mai ales că eu cred că noi facem ceva frumos. De fapt, Victor deja a făcut, rămâne și eu acum să fac magie. Spuneți-mi un pic despre rutina de machiaj. Vreau să știu cât de des vă machiați, dacă vă machiați. Așa, mai mult la evenimente și și zi de zi, dar puțin. Puțin, că mă grăbesc mereu, suntem în
Deci cumva machiajul nu este atât de important. Dar la evenimente apelați la un make-up artist sau vă machiați singură? Când fata, când eu singură. Am înțeles. Cineva, da. Ori vreo colegă, cineva. Ceea ce am observat eu la dumneavoastră și aș vrea astăzi să vorbim mai mult despre asta sunt petele maronii de sub ochi și chiar un pic aveți și deasupra ochilor. Eu deja jumătate de față, intenționat, am tonat doar jumătate de față ca să vedem diferența și am aplicat doar un pic de fond de ten într-un strat subțire, am ales unul fluid ca să nu încarce tenul și dacă vedeți, observați, diferența deja este. Am aplicat un pic de fond de ten și sub ochi pentru a uniformiza totuși textura pielii. Doar acum îmi rămâne să acoperim mai mult. Vreau să știu zi de zi cum le acoperiți. Tot mai mult cu ten, dar totuși se observă. Exact. Asta și-am făcut acum ca să vedeți. Deci eu am aplicat fondul de ten tot și sub ochi, dar oricum diferența se vede. Deci acum haideți să facem câteva lucruri care o să vă fie și utile pe viitor și tare sper să țineți cont de ele. Deci, în primul rând, neapărat aveți nevoie să aveți în trusa cosmetică un anticearcăn sau un corector. Corectorul are o textură mai deasă, deci are o acoperire mai mare, pe când un anticearcăn are o acoperire mai mică. O să încercăm inițial ca să nu încarce mult zona sub ochi, pentru că totuși noi vorbim mimica și să nu se grămădească sub jurul ochilor, da? O să încercăm o textură mai fluidă. O să încercăm să aplicăm o textură mai fluidă. Dacă nu se acoperă, atunci putem deja să folosim și un anticearcăn. Deci pasul numărul 1 este foarte bine să hidratăm zona sub ochi. Deci nu ne-am trezit și aplicăm imediat fondul de ten și anticearcănul, dar hidratăm zona sub ochi. Pentru asta avem nevoie de un serp pentru ochi sau o cremă care o folosiți și eu cred că o aveți și este. Deci hidratăm bine zona sub ochi, aplicăm un strat dar subțire de fond de ten. Aceasta putem să facem sau cu burețele sau cu pernuțele degetelor, de ce nu, sau cu o pensulă, cum vă este comod. Și următorul pas, deci avem nevoie de un anticearcăn, o textură medie am ales, totuși așa, nici prea fluid, dar nici prea deasă. Și alegem de fiecare dată să fie cu o nuanță mai deschisă decât fondul de ten care îl avem, pentru că la noi misiunea importantă este să luminăm această zonă. Și nu îl vom folosi doar sub ochi, dar un pic și pe pleoapă, totuși pentru a da lumină. Începem, iată, din adâncitura care o avem aici, sub ochi. Mișcările trebuie să fie mai mult de tapotare. Una lângă alta, una lângă alta, în așa fel încât, iată, dacă ne uităm, deja vedem diferența. Și când aplicăm acest anticearcăn, nu doar în zona problematică, dar ieșim un pic din zona problematică pentru a uniformiza. Deci să dăm zona de lumină și să nu accentuăm mai mult, pentru că atunci când noi doar în interior, aici unde avem problema, da, iată aici, dacă accentuăm doar aici, noi nu facem altceva decât să o accentuăm mai mult. Uitați-vă un pic în sus. Un sfat pentru dumneavoastră pe viitor este să nu folosiți farduri închise sub zona ochilor. Nici într-un caz. Dimpotrivă, farduri care au zone de lumină, deci să fie mai iluminatorii, care să vă lumineze. Închideți un pic ochișorii și zona sub și zona deasupra ochilor. Deschideți. Nu am făcut mare treabă, câteva pași simple, dar deja diferența se vede. Deci acum am să aplic o pudră translucidă, deschisă la culoare, la fel zona sub ochi, asta pentru a nu se strânge produsul, pentru a rezista mai mult, dar trebuie aplicat într-un strat foarte, foarte subțire, ca să nu uscăm prea mult zona sub ochi. Iată așa. Acum aș lua un corector și mai deschis, un rimel, noi sprâncenele deja le-am pensat, un glos de buze și machiajul de zi este gata. Deci nu aveți nevoie de multe produse, nu aveți nevoie de a face prea multe lucruri.
câteva pași simple și asta, dacă o să faceți zi de zi, o să intre cumva în obișnuință și o să vă ia fix un minut. Eu acum și-am mai vorbit, am explicat, am făcut, dar când facem singure, fără să ne abatem prea mult de la tema, asta durează tare puțin. Deci este gata, vedeți diferența? Se vede? Da. Bine, și acum și avem lumini destul de puternice care se vede fiecare rid și fiecare pată, să zicem așa, dar când ești la lumina zilei, asta arată tare natural. De aceea, eu tare sper pe viitor să țineți cont și când vă vedem în oraș, doar așa. Bine? Mergem? Sunteți gata? Haideți că avem multă treabă. Mergem! Se pare că în această ediție mai mult am așteptat-o pe Ana decât să facem transformarea. E o glumă de fapt, dar chiar am vrut să vină Ana și să revină echipa în forță. Asta am făcut, am muncit cot la cot toți trei împreună și la final am avut o transformare de 100%. Îmi place tare mult machiajul pe care l-a făcut Ana, e foarte natural și potrivit vârstei. Părul pe care l-a transformat Victor este fenomenal de frumos și, evident, ținuta de All Black e potrivită pentru orice femeie plus 50 de ani. В итоге у нас получилось что-то... Не знаю, я даже не знаю, что комментировать, честно вам говорю. В принципе, было для нее неожиданно, для нас ожидаемо, поэтому в итоге все получилось замечательно. Avem o transformare frumoasă. Doamna Elena a întinerit cu vreo 10 ani și eu tare sper și în viitor să țină cont de sfaturile noastre, pentru că totuși cât face un machiaj bun, o aranjare la păr și hainele potrivite, atunci parcă și dispoziția e alta, de ce, dragi femei, avem grijă de noi, este primăvară! În sfârșit, echipa Madam este pe loc pentru că Ana noastră a revenit din vacanță. Te salutăm! Mă bucur că mi-ați simțit lipsa. Deloc! Victor, noi ne-am descurcat în doi. Легко și сам. Я могу сейчас за всех сейчас могу. Eu zic să nu mai ținem în emoții mari pe eroina noastră și să înceapă numărătoarea inversă. Pregătiți? Hai. 3, 2, 1. Nici nu m-am gândit. Da, foarte frumos. Nici nu m-am așteptat. Da, totalmente. Extraordinar. Da. Din bată? Da. Foarte mult, foarte mult îmi place, da. Un lucru. Eu tot am încercat să găsesc fotografii, să vă înțeleg structura părului ca să-i arăt lui Victor, dar toate fotografiile erau doar cu acel celebru coc pe care cred că nu o să mai poată să-l poartă. Сможет она собрать по-любому, любая женщина даже из коротких волос сделает мацок. Так что... Ну, форте формос, мулцмес, за суфля, да, продевал. Atunci când v-ați văzut în oglindă, chiar ați rămas șocată. Ne bucurăm tare mult că ați ales echipa noastră și chiar ați fost pe mâini bune, pe cele mai bune. Să știți că și partenerii noștri vă susțin frumusețea în continuare și am pregătit o serie de cadouri pentru voi, pentru că cei de la Babyliss vă vin în dar cu un gadget ca să puteți să vă aranjați singură podoaba capilară. Cei de la Pharmacerys vor avea grijă de tenul dumneavoastră, iar MAC Gents au pregătit o bijuterie de gentuță pentru dumneavoastră și vreau să ne spuneți pe scurt cum a fost această experiență la Madame. A fost o experiență foarte frumoasă. În primul rând, multe am învățat. Am avut o plăcere să lucrez, să colucrez cu dumneavoastră împreună, într-adevăr, o echipă foarte strânsă și ne-am înțeles de minune. Dar, într-adevăr, am rămas uimită schimbarea. Într-adevăr, ce face
și machiajul și cofura. Sperăm că de acum încolo, de acum înainte, o să venim la grădiniță să verificăm. Poftim, nicio problemă. Puteți să veniți, într-adevăr. Schimbarea e radicală, într-adevăr. Nici eu nu m-am așteptat. Vă mulțumesc din suflet pentru această colaborare frumoasă. Sucut că tare îmi place schimbări. Acum și să vedem ce să spună fiica. O să dea nota finală. Asta sunt tine. Wow, tare frumos! Mulțumesc tare frumos la echipa dumneavoastră pentru așa o schimbare, pentru că, dacă sincer, de mic, eu pe mama mea o țin minte numai cu în blând cu coc, adică, practic, nici o coafură niciodată n-am văzut, adică, de uneori la matiniu. Și de mult căutam așa ceva, un masă foarte bun care să-i fac și machiaj potrivit. Și, sincer, chiar n-am recunosc că te-am mulțumesc mult. Practic, mama a întinerit cu vreo 10 ani. Tare mult, mersi mult la echipă, mersi mult la toți care au colaborat și au făcut acest lucru frumos și sper că în viitor tu o să ții cont de toate sfaturile care ți s-au dat și adică deja o să fii mereu așa frumos și deosebit. Da, mulțumesc frumos, am o mare plăcere și o bucurie că am făcut cunoștință cu dumneavoastră și am colaborat. Foarte bine. Este? Da. Hai. Hai. Oi, este normal, da? Ești chiar ai văzut șirul ăla de păr? La mine se vede. Da. Da. Te ușir. Mai de mâine. Partenerii emisiunii Oasis Shopping Mall, Babyliss, MAC, genți și accesorii, Pharmaceris.